practică, domnule Iordan, este practică. Democrația înseamnă toleranță față de toleranță și negociere de toleranță pe o temă, dar rog să îi negociem. 215 aici. Înseamnă, domnul consilier, dar trebuie să înțelegeți, domnul consilier, dacă vreți să mă zbiți, vorbiți că domnul Vaie nu doar care să vă zic vreo 2000, domnul Vaie, doar că să dacă domnul și aveți practică politică, să facem o discuție și o negociere. Dar nu aveți negociere, dacă doreați astfel de negociere, acel protest putea să ajungă în alte ședințe, la primărie, la primar. Îl discutam, stabileam o întâlnire, discutam care ar fi acele repere care ne-ar permite să ținem această ședință sau nu. Și dacă lucrurile erau așa cum spuneți dumneavoastră, nu țineam ședința, sau dacă erau așa cum spunem noi, țineam ședința. Noi suntem în acest moment. Am depășit această fază. Ședința a început la ora 7, ce a fost convocată legal. Intrăm în ordinea de zi, o discutăm această ordine de zi și protestul acesta, sau propunerea pe care o aveți dumneavoastră, o vom discuta cu alte ocazii, la alte ședințe. Dar înainte de ședințe, nu în timpul ședințe, pentru că nu aveți un proiect de hotărâre care are caracter de urgență să fie introdus pe ordinea de zi și nici nu aveți o propunere care să poată fi discutată într-o ședință legal, într-o ședință de consiliu. Asta este o propunere. Mă rog, în afară, da. E o propunere de politică, atramă, o politică de întâlniri, e știți cum este domnul primar? Exact ca la dorește la coaliția PSD pe până aseară, multe pe legea educației pe Micla, astăzi de frică au trecut pe răspunderea ministerială pe... Domnul consilier Mărinescu, vă rog să indicați termenul. Și strict, domnul consilier, consider... Eu apreciez că până acum s-au purtat destule discuții referitoare la propunerea dumneavoastră. Nu văd care este temeiul legal în care, prin care poate fi supusă la vot și eventual aprobată propunerea dumneavoastră. Dacă dumneavoastră îl puteți indica în acel moment, o să supun la vot propunerea dumneavoastră. Regulamentul. Unde e regulamentul? Căutați regulamentul. Aveți un avertisment din partea mea să reveniți la normal, să vă calmați, să nu mai interveniți peste mine. Nu mai întrerupeți consiliere și veți fi tratat ca atare. Sunt președintele acestei ședințe și o conduc. Dacă dea să rămână, bine, dacă nu o propunere. Nu știu, și-a manifestat, vrea să rămână. Hai. Am făcut o propunere. Ați făcut o propunere și este acceptată primul. Nu este întâlnită, domnul consiliere. Să nu mai întrerupeți. Deci... Anunț înainte de toate că în sală au rămas doar consilierii prezenți, consilier Zaharia, domnul consilier Menan, domnul consilier Spătaru, domnul consilier Teodosiu, domnul consilier Dan Damila, domnul consilier Budnaru, domnul consilier Țusuian, domnul consilier Arsenie Muscătă, domnul consilier Teodosiu, domnul consilier Voicu, domnul consilier Ștefan și domnul consilier Daniel Namitru. Și domnul consilier care pleacă acum și care a rămas în sală, consilierii oragem în anul care este. Și domnul sală, joc să plătim, urez succes în dezastru pe care l-ați început. Până în 19, până în 19, până în 19, hai, nu dați în partea achimentului, hai, în partea partea. În acest moment avem prezenți 11 consilieri. În continuare, supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Pentru, împotriva, abține de unanimitate celor de ședințele verbale. Și procesele verbale. Supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 25.06.2009. Cine este pentru? Și
supun la vot procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local din data de 23.07.2009. Cine este pentru? În unanimitate. În continuare trecem la... A fost... Da. Primul punct pe ordinea de zi privind proiectul de hotărâre de aprobare a unui protocol de colaborare dintre municipiul Medidia și localitatea Favara, Italia. La mapă avem proiectul de hotărâre, raportul de specialitate, draftul proiectului de hotărâre, avizul de legalitate, raportul pe comisii. Comisia pentru probleme de învățământ, 4 voturi pentru. Comisia buget finanțe, 5 voturi pentru. Comisia juridică, 3 voturi pentru. Comisia urbanism, 5 voturi pentru. Dacă sunt intervenții pe marginea acestui proiect de hotărâre, dacă nu, supun la vot proiectul punctul 1 de coordina de zi. Cine este pentru? Trecem la punctul 2 de coordina de zi, privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Medidia de anul 2009. La mapă avem proiectul de hotărâre, raportul de specialitate, draftul proiectului de hotărâre, avizul de